În ultimele două episoade am privit spre învățătura cu privire la natura păcătoasă a omului, privind spre portretul unui om păcătos, așa cum Scriptura ne prezintă. În mod deosebit, așa cum Evanghelia după Ioan ne prezintă portretul unei persoane complet depravate. Dar care sunt implicațiile acestei învățături? Portretul la care tocmai am privit în episodul anterior ne-a ajutat să înțelegem că omul este nu doar bolnav sau muribund din punct de vedere spiritual, ci cu totul mort în păcat. Păcătosului nu i se potrivește camera de urgență, nu, păcătosului se potrivește cimitirul. El nu este pe moarte, ci deja mort. Apostolul Pavel spune cu claritate în epistola lui către Efeseni că ne-a dus la viață, cu toate că eram morți în păcatele noastre. Care este o primă implicație? A acestei uh, învățători despre păcat? Ei bine, această depravare completă a omului înseamnă că orice păcătos incluzându-ne și pe noi așa cum eram înainte ca Dumnezeu să ne deschidă mintea și să ne mântuiască, orice păcătos este lipsit de dragoste pentru Dumnezeu. Singurul lucru măreț pe care oamenii îl datorează lui Dumnezeu este tocmai lucrul pe care cu fermitate ei refuză să îl ofere. Și asta putem să Citim în Evanghelia după Matei, unde este scris, unul dintre uh, învățătorii legii i-a pus o întrebare Domnului Iisus. Și a spus învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Ce a răspuns Iisus? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Toți oamenii, fără excepție, sunt vinovați de acest păcat. Ei nu-L iubesc pe Dumnezeu și nici nu-L fac pe Dumnezeu prioritar în vreun fel. Li se poruncește și ni se poruncește să-L iubim pe Dumnezeu 24 din 24. Însă, niciun păcătos pierdut nu a făcut în mod conștient măcar un singur lucru în toată viața Lui. De dragul glorii lui Dumnezeu. Această învățătură a naturii păcătoase a omului, a depravării totale, înseamnă sau presupune că fiecare păcătos este vinovat de faptul că pune. O dorință sau un sentiment inferior mai presus de Dumnezeu. O a doua implicație a acestei învățături despre natura păcătoasă a omului, despre starea acestuia, presupune că fiecare păcătos este vinovat de faptul că pune o dorință sau un sentiment inferior mai presus de Dumnezeu. Păcătoșii nu numai că nu-l iubesc pe adevăratul Dumnezeu, și nici nu îl pun pe el pe primul loc, dar ei iubesc mai mult un alt Dumnezeu și îl pun pe acela pe primul loc. Apostolul Pavel scrie că oamenii, că păcătoșii, sunt iubitori mai degrabă de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că plăcerile sunt rele în ele însele, atenție. Dar este greșit atunci când plăcerea în sine devine scopul în viață, când devine mai presus decât cunoașterea lui Dumnezeu. Al treilea lucru, acela altceva pe care îl iubesc oamenii, este un idol și este intitulat Ego sau Eu. Problema pe care păcătosul o are este că motivația ultimă pentru orice lucru pe care el îl face este dată de preferința pentru ego-ul lui, de a-i fi lui bine. Iar această dorință, această motivație o pune mai presus decât, decât, Dumnezeu. Păcătosul se comportă cu el însuși ca și cum el ar fi singurul Dumnezeu adevărat. Apostolul Pavel scrie asta în 2 Timotei și spune că oamenii vor fi iubitori de sine. Este un mare rău în sine să-l detronezi pe Dumnezeu din poziția lui de creator, însă să pui în locul lui o ființă creată, să întronezi un ego în locul lui Dumnezeu, ei bine, asta este culmea păcatului. În al patrulea rând, această învățătură a depravării presupune că orice păcătos este stăpânit de o natură moștenită de la căderea lui Adam și care este în îndregime ostilă lui Dumnezeu. Noi toți ne-am născut cu o aversiune față de Dumnezeu și autoritatea lui. Prin natură, orice păcătos vrea doar calea lui. Întrebarea evidentă este următoarea. De ce nu simte sau nu vede omul această ostilitate groasnică, care, după cum spune Scriptura, se află în inima lui, e bine, răspunsul este simplu și este dat de către Apostolul Pavel. Dar păcatul, profitând de oportunitatea oferită prin poruncă, scrie Apostolul Pavel, a produs în mine tot felul de pofte, pentru că, fără lege, păcatul este mort. Cândva, fără lege, eu eram viu, însă când a venit porunca, păcatul a prins viață, iar eu am murit. Astfel am aflat că însăși porunca, ea care era pentru viață, a fost pentru moarte. Căci păcatul, prinzând ocazia prin poruncă, m-a înșelat și prin ea m-a omorât. Atât timp cât păcătosul crede că este liber să facă ce vrea și atât timp cât are o perspectivă greșită cu privire la Dumnezeu, în mod special cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu, și la responsabilitatea pe care el o are față de el, el nu va simți niciodată. El nu se va simți niciodată vinovat față de Dumnezeu. Însă atunci când cineva folosește caracterul adevărat al lui Dumnezeu, de dătător de lege, suveran și judecător, pentru a apăsa asupra conștiinței păcătosului, e bine, atunci încep să iasă scântei. Acest lucru se întâmplă destul de rar, din păcate, în vremea noastră, pentru că generația noastră a fost învățată să creadă într-o perspectivă greșită cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Predicarea dragostei lui Dumnezeu în exclusivitate nu face pe nimeni mânios predicarea responsabilității omului față de acest Dumnezeu în calitatea lui de Creator. De judecător, ei bine, asta îl va determina pe păcătos să își scrâșnească dinții. Trebuie să ne reamintim că toți oamenii cred că îl iubesc pe Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeul de care ei sunt îndrăgostiți este Dumnezeul propriei lor imaginații și nu are nimic de a face cu Dumnezeul Bibliei. Oamenii iubesc pe bună dreptate, în mod sincer, un Dumnezeu al imaginațiilor. Și acesta este un Dumnezeu pe care ei îl pot controla tot timpul și cum vor ei. Datoria noastră, în calitate de creștini, este să-i aducem pe oameni față în față cu Dumnezeul Bibliei. El este creatorul, el este dătătorul legii, el este judecătorul și astfel el este singurul răscumpărător. De aceea trebuie să începem nu cu Ioan 3 cu 16 când evangelizăm, ci cu Geneza 1 cu 1. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu din păcate, uitat în societatea noastră. Dumnezeul slab și neputincios, care este predicat adesea în cele mai multe biserici, chiar evanghelice, nu va stârni niciun fel de emoții serioase. Indiferent de ceea ce credem noi sau oricine altcineva, trebuie să acceptăm ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Toți oamenii îl urăsc în mod natural pe Dumnezeu. Dar semnul omului cu adevărat mântuit este următorul. Înainte de convertire, noi uram autoritatea pe care Dumnezeu o avea peste noi. Doar pentru că voiam să facem ce ne taie pe noi capul. Uram pe oricine care încerca să ne vorbească despre consecințele groaznice ale neascultării noastre. Uram poruncile lui Dumnezeu și îi uram de asemenea pe toți cei care ni le reaminteau. Simțeam că Dumnezeu nu ne înțelege și că este prea strict. Dar când Duhul Sfânt ne-a dat o natură nouă, am început să iubim chiar lucrurile pe care altădată le uram. Prin această învățătură, care ne prezintă starea păcătoasă de căzut a omului, vrem să spunem că orice aspect sau o părticică din ființa și natura omului au fost afectate de păcat. Ce asta este semnificația termenului total, complet. Prin faptul că suntem depravați total, înseamnă că păcatul a afectat fiecare părticică din ființa omului și am văzut asta în portretul pe care Evanghelia după Ioan ni îl conturează. Dar întrebarea care se ridică este următoarea. Este omul depravat în totalitate, incluzând aici și voința lui, sau doar parțial? Adică totul în afară de voință. Ei bine, versetul 17 din epistola către romani, capitolul 6, este un text cheie. Dar mulțumiri să-i fie adose lui Dumnezeu, pentru că deși era slavia ai păcatului, primul rând, ați ascultat da, voința din inimă, inima, trei, modelul de învățătură, mintea, căruia i-ați fost încredințați. Textul de mai sus conține următoarea ordine a convertirii biblice. Primul rând, mintea trebuie să fie luminată de adevăr. Dumnezeu nu ne mântuiește într-un vid, trebuie să auzim, să înțelegem și să credem adevărurile Evangheliei cu privire la păcatele noastre și la moartea lui Hristos. În al doilea rând, inima trebuie să fie pătrunsă de adevăr. Dar nu este de ajuns o credință intelectuală. Trebuie literalmente să simțim puterea, flacăra adevărului în omul dinăuntru. Și trei, voința trebuie eliberată prin adevăr. Ori de câte ori un păcătos înțelege și primește cu bucurie Evanghelia. Lucrul acesta nu se datorează așa zisei voințe libere, ci faptului că Dumnezeu i-a deschis în mod suveran mintea prin regenerare ori de câte ori Evanghelia provoacă o schimbare reală în noi, o face pentru că Duhul lui Dumnezeu a aplicat adevărul cu putere și în mod mântuitor inimii ființei noastre. Ascultați cum prințul predicatorilor Charles Spurgeon face o legătură între această doctrină a stării căzute, păcătoase omului și învățătura alegerii din veșnicie, ca să ne arate faptul că există o veste bună a mântuirii. Și există o veste bună chiar și în această doctrină a alegerii. Și el spune că eu cred doctrina alegerii pentru că sunt 100% sigur că dacă Dumnezeu nu mă alegea, eu nu l-aș fi ales vreodată. Și sunt sigur că m-a ales înainte de naștere pentru că altfel nu m-ar fi ales niciodată după. Și trebuie să mă fi ales din motive necunoscute mie. Pentru că eu nu văd niciun motiv în mine pentru care să mă fie ales. Acesta este adevărul, pur și simplu.